Ca în fiecare zi de 8 martie, slătinencele au avut parte de o surpriză plăcută din partea celor de la PSD Olt. Rămâna la mulți ani, primăvară frumoasă! La mulți ani, doamnă, primăvară frumoasă! La mulți ani! Ce v-ați iubit, amică, la mulți ani? O primăvară frumoasă! Rămâna! La mulți ani, câte fete sunteți? 6? Cei doi cunoscuți lideri social-democrați olteni, Marius Oprescu și Emil Moț, au ieșit prin Slatina pentru a oferi flori și a ura o primăvară senină tuturor femeilor. Ca de obicei, din fericire, astăzi ne-a lăsat și vremea să ne facem mai bine. Treaba este mai multă lume pe stradă. Așa cum am obișnuit, de 1 și de 8 martie, PSD Slatina, suntem alături de doamnele și domnișoarele din orașul nostru și din județul Olt. Le doresc o primăvară frumoasă, un an liniștit și un an mai bun. După 13 ani de zile, noi continuăm tradiția și de 1 martie și de 8 martie, suntem prezenți în Slatina. La mulți ani, doamnelor și domnișoarelor, femeilor din Slatina, să avem un an liniștit, fără probleme și multă, multă sănătate. Gestul politicienilor olteni le-a impresionat pe doamne și domnișoare. Toate au spus că le-au făcut ziua mai frumoasă. Foarte frumos, în fiecare an, deci au oferit flori. De 1 martie, de 8 martie. Vă bucurați când primiți un astfel de cadou? Da, da. E așa, e simbolic, dar e frumos. E așa, simt o bucurie sufletească. Foarte frumos, foarte frumos. Ați mai primit pe ziua de astăzi? Nu. Acum este, nici n-am ieșit din casă. Abia de-am ieșit. Nu mă așteptam. Dar să-l țină Dumnezeu sănătos, că sunt foarte mulțumită de el. A făcut frumos aici în Slatina, ne place. Și doamnele din celelalte localități ale județului au fost felicitate de echipa PSD și au primit flori și urări de bine.